Dragi prieteni, iată-ne la Borna numărul 7, iată-ne sărbătorind 7 ani de Biserica Profide. Sunt 7 ani miraculoși. Cu toate că Biserica Profide s-a plecat ca o biserică profețită prin Duhul Său cel Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu, iată că s-au întâmplat și lucruri extraordinar de surprinzătoare. Dumnezeu a lucrat și fiecare dintre dumneavoastră sunteți o minune mare a lui Dumnezeu. Mărturii extraordinare care au încurajat și pe alții să vină la Hristos. Dumnezeu a ridicat această biserică de jos, prin puterea Lui. Am plecat de jos. Eu n-aveam nicio experiență pastorală. Nu eram un predicator și Dumnezeu m-a luat de jos. Dumnezeu a vrut să-și arate slava. Toată această lucrare este despre El, este despre Iisus Hristos, care poate prin țărână, prin oameni simpli, prin oameni fără slavă, prin oameni fără nicio strălucire omenească, prin oameni fără finanțe, pentru că sunt un om care n-am avut finanțe pentru această lucrare pe care am cerut-o de la Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a dat finanțele pe parcurs. Am plecat cu 0 lei, cu 0 pregătire, am plecat de jos și am avut încredere în Dumnezeu. Și iată-L pe Iisus Hristos proslăvindu-și numele și astăzi prin această lucrare. Așadar, Biserica Profides este despre recuperarea oamenilor. Am ajuns după 7 ani de Profides să avem botez aproape în fiecare duminică. Lunar, 10 de oameni se întorc la Hristos. Am văzut mărturii, așa cum v-am spus, extraordinare și fiecare poză mă uit la pozele cu voi care ați încheiat legământ în apa botezului și ce bucurie mai mare să ai decât să știi că, așa cum ne spune Scriptura, pentru un singur păcătos sunt acoperite o sumedenie de păcate atunci când acest păcătos vine la Hristos. Sunt aruncate în Marea Iertării o sumedenie de păcate și da, asta dorim. Nu este despre umplerea unei biserici aici pe pământ, ci este despre umplerea cerului cu oameni recuperați. Dacă veniți la această biserică, să nu credeți că este o ambiție omenească, să nu credeți că e o lucrare omenească, ci este lucrarea lui Iisus Hristos prin care El își proslăvește numele. Am ajuns printr-o profeție să ne axăm și pe plantarea de biserici și am început. Mi-aduc aminte că a venit un tânăr zelos care a cântat la noi în biserică și a spus că a văzut cum din mijlocul nostru mergeau funii în toată națiunea și chiar în afara națiunii și mi-a spus acel tânăr atunci, a spus, știu din partea lui Dumnezeu că veți planta multe biserici. Atunci n-aveam nicio biserică plantată și am început cu Parisul. Am avut harul să plantăm o biserică superbă în Paris, care este în continuă creștere și Dumnezeu și acolo salvează o mulțime de suflete prin jertfa Fiului Său iubit, Iisus Hristos. Apoi s-a născut biserica din Lupeni, apoi s-a născut biserica din Brașov, biserica din Cluj și, bineînțeles, biserica mamă din București. Am ajuns să avem 5 bisericuțe pe care Dumnezeu le iubește și în care Dumnezeu își arată slava și își pune harul Său minunat. Cred din toată inima că vor urma multe alte biserici plantate peste tot în țară și peste tot în lume, acolo unde sunt români care își doresc să-L caute pe Dumnezeu. Apoi, Biserica Profides a început ca o biserică a misiunii umanitare. Ne-am axat încă de la început pe ajutorarea celor necăjiți. Ne-am axat de la început pe ajutorarea văduvelor și orfanilor, pentru că minunat ne spune cuvântul lui Dumnezeu că religia adevărată este să-i cercetezi pe orfani și pe văduve. Și iată că am ajuns să construim case. Prima casă pe care am început să o construim a fost un salt colosal prin credință. Mi-aduc aminte că aveam 300 de euro în cont, o casă care ne-a costat aproximativ 25.000 de euro. Casa supranumită Casa lui Superman, pentru că pe unul dintre copii chiar îl cheamă Superman. Am continuat cu alte case și alte case spre slava lui Dumnezeu și nu ne-am oprit aici. Anual echipăm sute de copii pentru școală. Anual îmbrăcăm și hrănim, atenție, 10.000 de oameni. Pentru că caravanele noastre pleacă spre anumite județe ale țării în puncte pe care le-am descoperit și vom descoperi multe alte puncte în care să exercităm această misiune umanitară în numele lui Iisus Hristos. Pe vestele noastre scrie mare, sunt aici în numele lui Iisus Hristos. Și pe duba noastră scrie atât de minunat că suntem în numele lui Dumnezeu în slujba oamenilor și îi căutăm pe oameni în numele lui Dumnezeu. Nu în numele nostru și nu prin bogăția noastră, ci în numele lui Hristos și prin bogăția Lui pe care a revărsat-o în viețile noastre.
O altă lucrare minunată pe care o facem este lucrarea cu copiii. Investim foarte mult în școala duminicală, în educarea copiilor, în spiritul credinței creștine. Pentru că știm că cel mai mare pericol astăzi este tehnologia. Da, tehnologia a ajuns o armă îndreptată împotriva copiilor noștri. Au la îndemână telefoane, au la îndemână internet nelimitat, zi și noapte, pe telefoanele lor, adorm cu telefoanele la căpătâiul lor și mulți dintre copii adorm chiar privind imagini spurcate și stricate și mințile lor sunt pervertite din fragedă pruncie. Și noi luptăm cu acest lucru. Noi dorim să punem lumina lui Dumnezeu pentru că așa cum ne învață Scriptura, tânărul va urma căile pe care le învață încă din pruncia lui. Și cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, am plecat la începutul Bisericii Profide să aveam 2-3 copilași. Astăzi am ajuns să avem peste 100 de copii participă la programele noastre educaționale, bineînțeles o educație creștinească. Am ajuns să avem și școală de predicare unde instruim predicatori din toată România. Am ajuns să avem lucrări pe care nu le visam și știu că Dumnezeu este cu noi. Se vede în faptul că avem acest capital de putere din Hristos. Îmi aduc aminte că la început am fost întrebat cu ce vine nouă această biserică și am spus nu venim cu ceva nou pentru că ceea ce avem din veșnicii este Duhul Sfânt al lui Hristos. Venim cu ungere din partea Duhului Sfânt și este o lucrare bazată pe Duhul lui Hristos. Iisus Hristos ne-a poruncit și ne-a spus să stăm în Ierusalim până vom primi o putere cu care să ne ducem în lume și cu care să salvăm în numele Lui, să-i fim martori credincioși. Înțeleg din acest lucru că noi trebuie să ne echipăm cu putere și înțeleg în mod simbolic că Ierusalimul nostru este locul în care venim să ne umplem de putere. Biserica Profides este un Ierusalim în care oamenii se umple de putere dumnezească, în care oamenii sunt umpluți cu Duhul Sfânt și apoi se duc în lume, se duc în societate, să fie martori în numele lui Iisus Hristos și să recupereze. Dragule, dacă asculți acest video, vreau să-ți mulțumesc, pentru că știu că și tu ai avut un aport pentru Biserica Profides și tu ești un răspuns al lui Dumnezeu pentru această lucrare. Vreau să-ți mulțumesc din inimă pentru dărnicia pe care o ai față de Biserica Profides. În numele lui Iisus Hristos îți mulțumesc pentru fiecare leu pe care l-ai investit în această lucrare, pentru că i-am cerut lui Dumnezeu un lucru. Am zis, Doamne, nu vreau să cer oamenilor bani. Nu vreau ca oamenii să creadă că această lucrare este despre bani. Vreau ca tu să dai fiecare leu prin copiii tăi, prin aleșii tăi, pentru tot ce se va face aici. Și vreau să vă spun un lucru. Această biserică chiar este o biserică binecuvântată cu oameni darnici, cărora nu li s-a cerut, dar au dat din toată inima și se vede. Se vede unde suntem și se vedem prin dărnicia pe care Hristos a lăsat-o în voi unde am ajuns. Apoi, vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare lacrimă și pentru fiecare genunchi plecat pentru această lucrare, pentru că această lucrare este construită și pe lacrimile tale, și pe credința pe care Dumnezeu ți-a insuflat-o, și pe efortul pe care l-ai depus. Vreau să vă mulțumesc și vă iubesc în Hristos pentru ceea ce faceți pentru lucrarea aceasta. Aș vrea să mulțumesc celor care în fiecare săptămână veniți aici să faceți curat. Sunteți oamenii pe care nimeni nu-i vede, însă datorită vouă, lucrarea aceasta funcționează. Aș vrea să mulțumesc echipelor de tehnic și de sunet și echipei de închinare. Aș vrea să mulțumesc echipei de staff care întotdeauna stă în spatele meu și priveghează la bunul mers al acestei lucrări. Aș vrea să mulțumesc învățătorilor de la școala duminicală. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor implicați. Aș vrea să mulțumesc celor care se ocupă cu misiunea. Aș vrea să le mulțumesc celor care se ocupă cu depozitul umanitar. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Dacă am uitat pe cineva și un anumit domeniu, vă iubesc pe toți. Vă iubesc și vă mulțumesc în numele lui Hristos. Fără voi, această lucrare n-ar fi fost posibilă. Dar știu că Dumnezeu v-a dăruit acestei lucrări tocmai pentru a-și face numele de slavă. Sunteți niște oameni așa de iubitori de Hristos și sunteți o inspirație pentru mine. Acest mesaj este de mulțumire. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Vă iubesc și sper și cred din toată inima că vom atinge borne
mult mai înalte și vom sărbători împreună de aici încolo, dacă nu va veni Domnul Iisus Hristos, 10 de ani vom sărbători împreună. Și această biserică, am o promisiune din partea lui Dumnezeu pe care vreau să vă spun și vouă, această biserică va duce până în veșnicii. Nimeni nu va putea opri, diavolul nu va putea să-i pună piedici în cale. Și această biserică va salva până în veșnicii prin Iisus Hristos 10 de mii de oameni. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Profides. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă iubesc în Hristos. Amin.